Salutare, salutare și bine m-am regăsit la un nou vlog pe canalul meu, Adrian Cătălin. Astăzi, ia uitați ce am găsit eu aici, pe chestii faine am găsit. Două așa, se vadă mai bine. Am găsit un ceas din asta, am găsit și baterii. Să vedem dacă funcționează, nu l-am probat. Ia să vedem. Op, o mers. Ia, ce mai are pe aici? Ce tare e asta! Se cheamă Texaco. Are ceas, dată și gradele îți arată, 21,5 grade. Și asta e alarma care poți să setezi. Ia. Cine mai ține minte jucăriile astea, sau mă rog, nu sunt jucării. Mai țineți minte instalațiile alea care erau vechi? Ia să vedem alta. Happy birthday to you. Ce tare. Catiușa. Uite, bă, e din Rusia asta. Nu, deci asta e prima. Asta e a doua. Deci are vreo 3-4 melodii are. Ce chestii. Da, îmi plac foarte mult chestiile astea antici și vechi, mai vechișoare. Am scos că nu, doar am făcut testul. Bun. Cu asta am rezolvat, am văzut. Bateriile astea nu se potrivesc, sunt baterii mici. Acum vom încerca să desfacem telefonul acesta, un Samsung. Asta e un Samsung, nu știu ce model. Mi l-a dat un prieten, o zic, bă, eu o arunc. Nu știu că le mai desfaci, le mai... Oricum de repara n-am ce să repar la el, dar măcar să văd bateria. Dacă o pot scoate. Să luăm un pic șervețelul ăsta. Luăm un pic șervețelul ăsta că... Văd că-i spar din toate încheieturile, bătut telefonul ăsta. Cam așa arată în interior. Vreau să-l șterg un pic că... Nu-i safe. Deci cam așa arată un telefon înăuntru. Hai să vedem ce mai e pe aici. Aha. Ia. Dacă putem scoate chestiile astea. Dar trebuie să desfac șurubelele astea. Hai să vedem și noi. Cam așa arată un telefon, dacă nu știți, după ecranul lui, adică după touchscreen. Ăsta nu știu de la ce, și ăsta se desface, dar ăsta e rupt de aici, deci nu mai e bun. Și asta e bateria, asta e antena, asta e o antenă care prinde radio probabil, dar nu știu de ce nu pot să, nu, nu mai trag, după aia trebuie să-mi iau sculele mele de desfăcut. Ăsta e saltărașul ăla care vine cartela și cardul de memorie. Așa. Ia să vedem un pic. Vedem dacă putem să desfacem. Că vreau să-i scot bateria. Opa, scuze. Am dat peste trepied. Nu știu ce... Șurubelniță din asta mică. Aha, uite asta. Ia să vedem. Am mai găsit un șurubel aici. Nu știu dacă îl puteți vedea. Ia uitați cât e de mic. Îl tiuiți cu lupa la el. La șurubelul ăla. Probabil electroniștii ăștia care... Care repară telefoane au... Se uită cu lupă, se uită cu ceva. Astfel...
Ce chiar ăștia aici? Mă, și dacă primesc ăștia telefoane în astea, să-l dai la chestii ăștia care repară, poate mai folosește vreo piesă. Asta e amprenta digitală, cam așa arată o amprentă digitală. Cam așa e, cred că aprind un pic becul cu lampa asta, nu vezi nimic. Dar se vadă mai bine. Da, cam așa arată o amprentă digitală. Asta e amprenta digitală, vine băgată. Și astea sunt chestiile astea. Asta e de pe spate, uitați, asta e bateria. Hai să vedem dacă putem să o dezlipim de aici. Fiind lipită. Bă, că bateria arată bine. 15.06.2020. N-am știu ce fel de telefon e. Arată că e cu un rahat bine bateria. Cred că e varză. La cât e de moale. Pe aici. Trebuie avut grijă cu bateria. Da, dar nu mai e bună. Poate să pocnească bateria. Cred că e varză bateria. Cât e de moale. Cam așa arată o baterie de telefon. Uitați. Cam așa vine Samsung. Medie în China, dar nu știu ce model e ăsta. Nu știu ce fel de model. Dar parcă văzusem, gata, uitați aici, am văzut. 32 de giga. A22. E Samsung A22. Da. Cam așa arată un telefon înăuntru. Cam asta e placa lui de bază, cum s-ar, ca să-i spunem așa. Iese și asta de aici. Asta cum boala mea iese. Aha. Opa. Cam mai stricat ceva. Asta se desface de aici. Da, cam asta e placa lui de bază. Aici sunt chestiile astea de antenele astea. Sunt niște antene sau de la microfon, cred că cel mai probabil. Asta e camera pe față. Ia uitați camera pe față cum arată, cât e de mică. Filmez cu un GoPro din cauza asta. Asta cred că iese. Deci, opa. Uite. Uite camera de pe față cum arată. Deci acum în premieră am desfăcut și eu un... Astea de pe spate tot camere sunt. Una, două. Deci era cu două camere. Chiar are două camere. Nu cum spun unii că ar fi fals. El are memorie de 32 de giga, dar unii are memoria aia. Cred că aici, în placa asta. Deci, uitați, fraților, un telefon ce are. Un pic de metal. Și, uite, placa asta, asta e chestia. Deci toată chestia asta, asta e placa de baza unui telefon. Cam așa arată. Ăsta e aici, vine cartela și cardul microSD. Când vine băgat în cu ăsta. Parcă cam așa vine băgat, sau nu știu cum venea. Ia. În fine, nu mai bag. Ăsta n-aveam ce să fac, oricum îl arunc sau îl pun într-o cutiuță și poate îl dau la un om din ăsta care, eu știu, care repară telefoane, dar nu prea primesc ăștia. N-ai ce să mai faci cu el. O să-l dau la reciclat, la ăștia, la magazin. Că oricum cu camerele astea n-ai ce să faci, și chiar dacă le scoți de aici, că uite, ele se scot de aici. Dacă vă uitați atent, uitați. Dar nu știu cum, dacă iese de aici. Ba da, uitați, că a ieșit. Vedeți? Deci cam astea sunt camerele de telefon. Deci cam așa arată. Cam acesta a fost telefonul. Nu-l mai dezmembrez, că oricum altceva din el nu poți să mai scoți decât doar ăștia care se pricep de reparat. Dacă acum nu se mai merită să mai repare un telefon,
V-am spus că nu a fost a meu, a fost al unui prieten, asta nu mai e bună. Chestia asta nu mai e bună. A fost de aici din spate, de la display-ul ăla. Cam aceasta. O rămas dintr-un telefon. Uite, dezmembrat. Am văzut că v-a plăcut toate chestiile astea care le-am mai desfăcut eu. Și mai am ceva de desfăcut, o să vedeți. Și mai am o surpriză pentru voi. O să apară săptămâna asta. Ia uitați ce surpriză am. Încă în cutie, n-am avut timp să fac nimic la el. O să vedeți săptămâna viitoare. Bun, fraților, cam acesta a fost vlogul. Nu vreau să vă țin mult pe vlog. Vreau să mai desfac și chestia asta. Să văd ce conține înăuntru. Haide să o desfac acum, dacă tot îs cu sculele astea aici. Să vedem dacă reușesc să desfac. Vedem și noi ce are înăuntru. În cat TV signal amplifier. Nu știu dacă funcționează, că văd că a fost aia cablu de la el. L-am găsit și eu, nu mai știu pe unde l-am găsit, dar l-am găsit. Și știți că eu sunt cu disfăcutul, cu uitatul, să vedem ce are, ce nu are. Vedeam și noi acum. Uite, din chestiile astea mai învățăm și noi una alta. Ce mare chestie are, o placă din asta electronică. Are o placă electronică cu un transformator mic, o să vă arăt imediat. Dar nu vrea șurubul ăla să desfac. Da, și ăsta a fost cablu de prindere, ăsta a fost așa și ăsta era plus minus, că dădeai mai tare. Și uitați, aici înăuntru avea chestiile astea de care dădea. Asta era out, in, deci asta era intrarea și probabil îți dădea, era un fel de, nu chiar decodor, hai să-i spunem un fel de decodor. Da. Asta are un transformator mic aici. Nu știu dacă mai funcționează, merge la 220. 220, uitați aici. O să-l pun aici înapoi. Nu o să-l stric totuși, poate din nevoie n-ai ce să faci cu el. Oricum îl arunc. Da? Am vrut să văd. Ați văzut că nu a mai durat mult. Bun, fraților, cam acesta a fost vlogul cu stricăciunile care le-am avut. Singura chestie care mi-a plăcut e ceasul ăsta mic de birou cu baterii de asta mare. Cum se cheamă? CR20. 3V, deci merge cu 3V, dar dacă aș putea să-i leg un transformator din asta de telefon, să văd cum fac, poate îl fac direct cu transformator, nu știu, o să vedem pe un alt vlog. Acesta a fost vlogul, nu uitați să apăsați butonașul de like, să dați acolo un share, un subscribe, să vadă și prietenii voștri. Dacă v-a plăcut, lăsați-mi comentarii, dacă vreți să mai vedeți, nu știu, ceva. Eu mai am ceva să demontez, dar nu în seara asta, că e târziu, e 18:26, după cum puteți vedea. Mă bag și eu în pat la un TV, mai mă uit și eu la una alta. Eu v-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog. Pa, pa!